Bună ziua tuturor! Mulțumim că ați dat curs invitației noastre. Astăzi organizăm o conferință de presă și ne bucurăm foarte mult că în fiecare săptămână diferite segmente sociale vin în susținerea platformei DA în contextul acestor alegeri locale pe care noi vrem să fie cât mai reprezentative. În consiliile locale, în consiliile raionale trebuie să se regăsească diferiți oameni. De la economiști la juriști, până la reprezentanții pensionarilor, până la reprezentanții tinerilor, până la reprezentanții veteranilor războiilor pentru independență sau veteranii războiului din Afganistan. Și ne bucurăm astăzi foarte mult să avem reprezentanții războiului, atât cei din independență, pentru independența Republicii Moldova, cât și cei care au luptat în Afganistan și care vor veni cu un mesaj către toți cetățenii Republicii Moldova în acest context. Domnul Băieștean. Dragi cetățeni ai Republicii Moldova, dragi veterani ai războiului din Afganistan și Transnistria, Republica Moldova, pe 5 noiembrie curent, vor avea loc alegeri locale în toată țara. Noi, veteranii de război din Republica Moldova, care am apărat acest pământ, chiar cu prețul vieții unora dintre noi, înțelegem cel mai bine că timpul improvizațiilor a trecut. Am decis să sprijinim și să acordăm votul nostru Platformei Demnitate și Adevăr. Echipa Platformei Demnitate și Adevăr a fost întotdeauna alături de veteranii de război, inclusiv au sprijinit prin inițiative legislative drepturile noastre legitime. În acord cu modul în care țările civilizate ale lumii își cinstesc și onorează veteranii de război. Astfel, facem un apel către toți cetățenii Republicii Moldova, veteranii de război, veteranii Ministerilor de Forță, Procuraturii Generale, Centrul Național Anticorupție, rezerviștii, militarii și polițiștii activi și toți oamenii de bună credință care nu sunt indiferenți de soarta țării, să chibzuiască cu maximă rațiune asupra alegerii pe care o vor face duminică 5 noiembrie 2023. Noi toți cei care am purtat sau purtăm cu mândrie uniforma militară trebuie să dăm dovadă de responsabilitate față de poporul căruia aparținem, pe care l-am slujit și îl slujim cu demnitate. Rog să fiți responsabili de votul acordat. De noi depinde viitorul țării. Votăm Platforma Demnitate și Adevăr. Platforma DA pentru o primărie aproape de oameni. Așa să ne ajute Dumnezeu. Doamne,